Salutare și bine ai revenit la încă un episod de Q&A. De data asta ne uităm la Jeff Bezos, care vinde acțiuni Amazon și răspunde la întrebarea, trebuie să ne îngrijorăm? De asemenea, voi face analiză pe Airbus, Nike și multe altele. Așa că, hai să începem! Dar mai întâi, dacă te uiți la acest video, înseamnă că ești interesat de investiții. E bine, nu este mod mai bun ca să-ți începi drumul către independența financiară decât cursul nostru gratuit de 3 zile pe această temă. Așa că te invit cu mare căldură să te înscrii cu linkul din descriere. No, bun, hai să vedem. Deci, prima întrebare vine de la Cathy Wood 1. Salutare, Richard! Ai putea să ne explici pe înțelesul tuturor cum funcționează partea asta de industrie cu stocatul energiei? Și ce înseamnă pentru Tesla cifrele record raportate acum în Q2? În privința asta, au vreun competitor, adică vreo companie cu potențial mare de creștere? Mulțumim! Deci, aici pe site-ul Tesla vedem acest produs de Megapack. Practic, e un container de baterii care costă $1,000,000. Da. Dacă vrei să-l comanzi acum, va dura până anul viitor să ți-l livreze. Este foarte mare cerere. Deci, ce face chestia asta? Rețeaua de curent este foarte primitivă și învechită. Ideea e că cererea pentru curent variază drastic în timpul zilei. Noaptea la 3 este cererea mai mică. Seara la 6 este cererea mai mare. Astfel, prețul la curent variază drastic. E bine, ce face bateria asta? Îi cumpără curent de la rețea, se încarcă când e ieftin curentul și vinde curent când e scump. Face asta automat și singur. Deci face trading cu curent. E foarte profitabil. Așa de profitabil, încât Tesla are mai mare marjă de profit pe aceste baterii decât pe mașini. Marele firme de utilități cumpără și sute de milioane de baterii din astea. Deci este fantastic. Momentan au o fabrică în Lathrop, California, care își crește producția până la 40 de gigawatt-oră. Și asta am văzut în trimestrul 2, deci într-un singur trimestru, livrări de 9,4 gigawatt. Deci în esență au ajuns la capacitate, ceea ce este fantastic. Apoi, fiind așa mare cerere, fac încă o fabrică în Shanghai și încă una în Nevada. Deci, mulți ani de acum înainte, probabil business-ul acesta de energie va crește mult mai repede decât business-ul auto. Da, interesant. Competitori mai au, însă merită să fim atenți la Tesla, pentru că ei au cea mai mare expertiză în producție. Ei integrează hardware-ul cu software-ul, deci per total o să fie un produs superior. Da. Nebun, următoarea întrebare. Vine de la Robert Oroli 5742, care apropo este abonat, ceea ce ar trebui să faci și tu. Nebun. Salut, Richard. O analiză pe Airbus, te rog. Aș vrea să cumpăr pe termen scurt câteva luni. Mulțumesc. Ok, cu premiza am o problemă. Deci, vrei să speculezi pe termen scurt bazat pe aspecte fundamentale. Asta nu este o idee bună, dar mă voi uita la companie din punct de vedere fundamental, să vedem care e faza. Deci, capitalizare, 116 miliarde, foarte mare, excelent. Okay. Știm cu ce se ocupă, fac avioane, bun. Vânzări, acum 10 ani, 73 de miliarde, apoi 69, apoi 70, 70, 72, acum 5 ani, 79 de miliarde, după aia 60, 59, 62, 72. Yikes. Față de acum 5 ani sunt în declin, față de acum 10 ani stagnează. Așa business nu-mi place. Da. Profituri? Hai să vedem. Acum 10 ani, 2,8 miliarde profit. Acum 5 ani, pierdere 1,5 miliarde. Anul trecut, 4 miliarde profit. Ok. Un pic și-a crescut profitul în ultimii 10 ani, un pic, da.
nimic impresionant. Asta e nivelul de inflație. Hai să ne uităm la evaluare. Cât de scumpă sau ieftină e. Deci dăm un PE. Ok. Ultimii 5 ani, să zicem 27. A avut un maxim aici la vreo, cât este asta? 34, minim la 13, deci e în gama superioară de evaluare, deci n-ai ce să zici că e ieftin. Mă rog, aici a fost anomalie. Nu-mi place. Deci, acum, poți să faci o analiză super, super detaliată și să-ți dai seama că, de fapt este 13% subevaluată. Ok, eu nu fac prostii din astea. Eu vreau să găsesc oportunități care au potențial de creștere sute de procente, da, poate chiar mii de procente. Da. Airbus nu e nimic special, deci, hei, asta e părerea mea, piața liberă, faci ce vrei. Următoare întrebare, de la Crazy Kitchen 8172. Sunt curios, dacă ai o carte despre investiții pe termen lung. Te-am văzut la Antena 3 și abordarea ta mi s-a părut echilibrată, puțin riscantă, asemănătoare cu cea lui Warren Buffett. Legat de cărți, sunt multe, însă pe ce aș pune accent este psihologia investițiilor. Aia este, de fapt, cea mai grea parte, chiar dacă pare plictisitor. Tehnic vorbind, ce ai de făcut, nu-i așa mare lucru. Adică poți să înveți fie gratis, fie cu cost relativ redus. Partea grea este psihologia, după aia să te ții de un set de reguli. Deci dacă e să-ți recomand o carte, ar fi asta. Am mai menționat pe canal, dar sunt mulți oameni noi aici, așa că menționez din nou. Letting Go de David Hawkins. Fantastică, deci nu-i despre investiții, ok? Despre cum să eliberezi emoții negative și convingeri limitatoare. Cum să faci liniște în minte. Să fii în această stare de pace interioară. Este crucial pentru investiții. Pentru că ce se întâmplă? Tu când înveți ceva nou, auzi de o informație, vezi ceva, citești ceva. Acea informație tu o procesezi conform stării tale emoționale, conform obiectivelor tale, conform valorilor tale. Deci informația aia o distorsionezi. Dacă nu interpretezi corect informația din piață, o să iei decizii proaste. Da. Și oamenii au foarte multe prejudecăți din astea ascunse care îi fac să ia decizii proaste. Folosind această carte, poți să faci curat în minte și să vezi cu mai mare acuratețe lumea. Deci, după foarte mulți ani de studiu în piață, mă chinuiam să fac profit. După ce am citit această carte și restul de la autor, atunci mi s-a făcut momentul de aha și am înțeles cum să fac bani. Deci, absolut recomand. Legat de Buffett, am câteva lucruri de spus. Uite, asta e un tweet recent, de ieri, de-al meu. Deci, numai conceptual, gândește-te logic. Dacă tu investești și de 16 ani nu ai bătut piața, păi clar, nu știi cum să bați piața. Ok, deci, eu înțeleg să ai un an prost, să ai o perioadă de 5 ani mai slabă, dar 16 ani dacă n-ai bătut piața, ok, clar, nu știi cum să bați piața. Da? Ok. E bine, Berkshire Hathaway nu a bătut piața în 2008. Pe TradingView poți să faci asta, să scrii, să calculezi randamentul unui simbol comparat cu altul. Deci am pus BRK.A, Berkshire Hathaway, comparat cu SPX al indicele S&P 500. Și dacă te uiți în istoric, deci din aici graficul din 80, din 79, mult timp a urcat mai mult Berkshire Hathaway, dar momentan este la același nivel
raportul Berkshire și S&P, unde era și în 2008, în septembrie. Deci, din 2008, Berkshire nu a avut viața. Acum, nu mă aștept ca un om de 93 de ani să înțeleagă inteligența artificială. Da, cloud computing, plăci grafice, criptomonede, robotică etică. Și ultimul mesaj pe Twitter, care pentru unii va suna ca blasfemie, dar mi se pare adevărat. Părere nepopulară. Warren Buffett nu este investitor bun. A fost investitor bun. Ok. Vreau să ia părțile bune a ce a făcut el. Investește în comări de calitate, ai răbdare, accept volatilitatea, fantastic. Și să corectez greșelile. Abordarea lui a funcționat foarte bine în mileniul anterior. Este timpul pentru următoarea generație. Înțeleg cât de arogant sună, sunt conștient, însă faptele sunt fapte. Ok? Dacă 16 ani nu bați piața, nu știi să bați piața. Bun. Următoarea întrebare. Salutare! Ce crezi despre NIO? Că e un jeg? Am mai vorbit despre NIO în trecut, dar merită revizitat. Deci, NIO este o firmă de mașini electrice din China care are un model de business groaznic și n-are nicio șansă de reușită. Dacă sunt optimist, asta aș zice. Capitalizare, 9 miliarde, deci, ok, nu e mare, e medie. Date financiare, deci din 2017, în 2017 încă n-avea vânzări, în 2018 a început. Ok. Vânzările au urcat de la 700 de milioane în 2018 până la 7,8 miliarde anul trecut. Dar în ultimul an, deci din 2022 până în 2023, a urcat gen 10%. Aia e foarte problematic. Iar dacă ne uităm la TTM, trailing 12 months, ultimele 12 luni, vânzările sunt în declin. Hai să ne uităm trimestrial cum arată. Deci în ultimul trimestru, asta e din martie 2024. Deci primul trimestru din 2024, vânzări 1,3 miliarde, comparat cu 2,4 miliarde trimestrul anterior. Scădere drastică. Cât e aia? 1,37 împărțit la 2,4. Ok. O redus la 5,7%. Deci, cât e aia? 43% scădere de la un trimestru la altul. E catastrofal. Comparat cu trimestrul de anul trecut, 1,5 miliarde. Yikes. Este foarte, foarte problematic. Da. Însă, cu ce am eu o mare problemă, este profitul. NIO nu a făcut niciodată profit. Da? Anul trecut a pierdut 2,9 miliarde. Capitalizarea este mai puțin de 10 miliarde. Deci, în esență, pierd echivalentul a o treime din capitalizare anuală. Aia nu e sustenabilă. Problema cu NIO e că nu ei fac producția. Ei doar fac design-ul și lasă producția la alții, la un colaborator. Păi, de acolo obții mare inovare din eficiența producției. Plus, dacă tu practic cumperi mașina de la altcineva, păi și producătorul de mașini, fabrica, trebuie să facă profit. Deci marja de afaceri mai mică. Sau trebuie să vinzi mașina mai scumpă. Cel mai probabil rezultat este că va da faliment. Riscul este enorm. Okay. Știu că mulți începători au fost păcăliți în bula din 2020-2021. Pe atunci NIO era pe la 60 de dolari. Acum e la 4. Mai mult de 90% scădere. N-ai ce căuta în comaria asta.
Ok. De la Jorge de Guzman. Salutare. Jeff Bezos intenționează să vândă acțiuni Amazon în valoare de 5 miliarde de dolari după ce acțiunile au atins un nivel record. Aceasta urmează vânzările sale de 8,5 miliarde de dolari în februarie, ducând vânzările sale totale în acest an la aproximativ 13 miliarde. Ar trebui să ne îngrijorăm? Păi hai să vedem contextul. Deci, Jeff Bezos momentan este al doilea cel mai bogat om din lume, cu avere de 216 miliarde. 13 miliarde. E aproximativ 5% din averea lui. Eu le zic la oameni să vândă 5% din portofoliu. Absolut deloc, nu trebuie să te îngrijorezi. Amazon încă se califică în portofoliul meu growth, pentru că are vânzări în creștere. Deci, dacă ne uităm la vânzări de anul trecut versus acum 5 ani, a crescut cu mai mult de dublu. Fantastic. Acum, probabil ăsta este ultimul an când se mai califică și anul viitor voi vinde, dar în continuare este în portofoliul blue chip, pentru că este așa de mare. Deci nu, lasă-l pe om să se bucure de viață. Doar a făcut 200 de miliarde, normal că ar trebui să vinzi câte un pic. Nebun. Liviu Pârvu, 3242, crezi că Nike este o oportunitate? Hai să vedem. Deci, ne uităm la NKE, așa? Da. NKE. Capitalizare, 113 miliarde. Super. Recent au avut o scădere enormă, 20% într-o singură zi. Cea mai mare scădere din istoria companiei. Whoops. Ok. Vânzări acum 10 ani, 30 de miliarde. Acum 5 ani, 37, un pic de creștere. Am trecut 51 de miliarde. Ok. Creștere, dar lentă. Mă rog. Deci, asta ar fi în categoria de companii blue chip. Dividende, da? Da, 1,96%. E foarte mult, dar să zicem. Hai să uităm cât de constant au dat în trecut. Deci, dacă uităm la ultimii 10 ani, vedem că a dat 0,24 de cenți, apoi 0,28, 32, opa, l-au redus la 0,16. Asta nu-mi place. Cel mai mult urăsc când o firmă de dividende tai dividendul. Ok. Revenim la tot financiare. Deci, creștere lentă în vânzări. Profituri, acum 10 ani, 3,2 miliarde, acum 5 ani, 2,5, scăderea, anul trecut, 5,7. Ok, deci profiturile cresc mai repede decât vânzările, asta e bine. Bun, uităm la evaluare, cât de ieftin sau scumpă, așa, valuation, PE, bun, ultimii 5 ani, ok. E la 20 acum, era un maxim chiar și de 80, wow. Asta este, ok, cel mai ieftin din ultimii 5 ani. Fantastic. Hai să uităm și la grafic. Deci, NKE, arată brutal. Un maxim de 178, acum la 75. Deci, mai mult de jumătate. Super. Da, deci mi se pare moment bun de intrare. Dacă ne uităm la... stai, graficul săptămânal. Asta e lunar. Wow! E mult sub media bună de 200 de săptămâni. Deci da. Acum, n-aș zice că e de bună pentru o poziție foarte mare din portofoliu, deci moderat, poate maxim 10%, 5%. Pentru că, ok, e mare, dar nu e gigantică. Crește, dar nu foarte repede. Bun, și ultima întrebare. Salut, Richard. Poți să faci analiză pe SoFi, te rog. Da. Am făcut și în trecut, dar hey, cu asemenea companii trebuie revizuit din când în când. Deci, SoFi. Să nu vă aud că ziceți SoFi. Nu-i SoFi, e SoFi. Okay. Capitalizare 6 miliarde. Cam mică. Deci, riscul semnificativ. Foarte mult short interest, 17% din acțiune sunt date short, deci sentimentul este negativ. În ultimul an, minus 22%, vai de mine. Ultimii 5 ani, mare minus. Ok.
Hai să vedem. Vânzări. Din 2017, 500 de milioane. Păi, scăderea la 269, yikes. Apoi crește la 442, 565, 977, 1,5, 2 miliarde. Ok. Creștere, deci în special anul trecut versus acum 5 ani, de la 400 de milioane la 2 miliarde. Ok, creștere frumoasă. Dar. Oare e profitabil? Hai să vedem. Nu. Pff. Ai. Problematic. Deci, dacă văd o companie mică care pierde bani, n-ai ce căuta în ea. Decât dacă ești profesionist. Deci, pentru primii 10 ani din cariera ta de investitor, nu ai ce căuta în companii mici care pierd bani. Nu că nu poate funcționa. Riscul este astronomic. Ok? Trebuie să te gândești la risk-reward. E prea riscant. Deci, dacă bagi, este la riscul tău. No, bun. Atât pentru astăzi. Mulțumesc pentru întrebări. Dacă mai ai și alte întrebări, te rog, lasă-le în comentarii. Și nu uita, dacă n-ai fost până acum, te invit cu mare căldură la cursul nostru gratuit de educație financiară, 3 zile pe Zoom. Hey, e gratis. Ok. Link în descriere. De asemenea, nu uita să te abonezi, pentru că postăm de 3 ori pe săptămână. Mulțumesc pentru vizionare și pe curând!